Aeroportul Ștefan cel Mare va dispune de condiții necesare pentru aeronavele companiilor low cost și de linie care vor opera din Suceava de la finele anului în curs. Azi am adoptat ultima hotărâre de Consiliu care prevede adoptarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea aerogării. Este ultima chestiune care e deja stabilită prin votul Consiliului ca fiind pregătită a fi implementată. Asta înseamnă că punem practic ultima piatră de temelie la aeroport, pe lângă lucrările care sunt pe programul major de investiții finanțat din bani europeni, pe lângă ce am făcut în anul trecut și în anul 2012 din bani prin transfer de la Consiliul Județean către regia autonomă. Reușim în această perioadă să convergem toate eforturile și financiare și logistice, așa încât undeva cu orizontul octombrie-noiembrie acest an să putem să spunem că am încheiat lucrările pe aeroport. Lucrul acesta este foarte important, toate se leagă între ele. Știți bine că am adoptat în urmă cu ceva timp o hotărâre pe care toți consilierii au acceptat-o de angajare în un împrumut pentru a cofinanța proiectul de la aeroport, e vorba de proiect european, dar și o parte de împrumut care se referă strict la aceste lucrări pe care și astăzi le-am discutat, modernizarea aerogară, achiziții de echipamente care sunt specifice aeroportului, e vorba de scară, de pasageri, e vorba de un mijloc de transport policalificat, e vorba de alte echipamente care se referă, dacă vreți, și la pornirea motoarelor de avion, așa încât să putem deja anticipa, să putem deja pune ca ofertă aproape existentă tot ce înseamnă capacitate tehnică pe aeroport. În acest moment, un lucru care este la fel de important este cel legat de faptul că noi putem furniza și carburant de aviație specific cu o persoană terță, nu e vorba de aeroport, ci o companie privată, și cred că prin efortul financiar pe care îl facem în prezent, prin banii pe care alocăm, vom reuși să demonstrăm că Suceava va deține un aeroport cu toate cerințele necesare, așa încât să poată opera aeronave de tip Boeing 737 și sau Airbus A320, care sunt cele mai uzuale în acest moment în traficul, în transportul pe relație scurt și mediu curier. Nechifor a mai spus că investițiile în modernizarea aerogării sunt necesare în vederea obținerii recertificării aeroportului.